Salutare tuturor, bine ați venit la primul tutorial din 2012. Eu sunt Cosmin în același format, iar în acest tutorial, care va fi de Photoshop, vă voi învăța cum să creați efectul de soft focus. Ce este efectul de soft focus? Veți vedea pe parcurs dacă rămâneți la acest tutorial până la sfârșit. Acum să alegem o poză. Vom alege poza asta. Și după ce se încarcă, vă las să băliți un pic. Și acum, după ce ați bălit un pic, ștergeți-vă maulele de la gură și hai să începem tutorialul. Efectul de soft focus constă în crearea unui blur pe margini și evidențierea unor anumite părți din imagine. Pentru asta vom ajusta mai întâi contrastul și brightness-ul de la Image Adjustments, Brightness and Contrast. Vom micșora un pic brightness-ul, cam să zicem pe la 18, și contrastul îl vom mări pe la vreo 60%, cam așa, ca imaginea să iasă în evidență mai mult. După ce am făcut asta, dăm un control J pentru a duplica layer-ul, mergem la Filter, Blur și Gaussian Blur. Iar aici vom aplica un radius, un Gaussian Blur cu radius de 10 pixeli. Avem preview select ca să vedem, deci vedeți cum este înainte, cum este după. Îi dăm OK. Apoi mergem la Layer Mask, creăm un Layer Mask. Am creat un Layer Mask, iar cu brush-ul apăsăm B sau mergând aici la brush, selectăm culoarea neagră, mărim un pic brush-ul că este cam mic, selectăm un brush cu hardness-ul la 0, zicem că size-ul este destul de mare, iar apoi vom scădea opacitatea la 30%. După ce am făcut asta, începem să dăm cu brush-ul peste părțile pe care vrem să apară, să nu fie blurate. Dăm un zoom ca să meargă mai bine și pur și simplu trecem frumos cu brush-ul peste partea pe care vrem să o evidențiem. Mai în jos, la picioare, putem să scădem size-ul. Să mergem doar cu un brush mai mic. Acum depinde și de rezoluția pozei pe care ați ales-o. Dăm să evidențiem formele. OK. Dacă ați dat pe lângă și... Bine, se înțelege că ați dat pe lângă la tipa asta. OK. Dar dacă ați dat cu brush-ul pe lângă, pur și simplu, datorită layer mask-ului, selectați brush-ul alb și pictați în jur pe unde ați ratat și vreți să fie blurry înapoi. Eu vreau pe aici un pic și pe aici, că nu ne interesează motocicleta în această poză. Apoi din nou cu negru, cu un brush mai mic ca să avem detaliile. Dăm pe la coapse un pic, așa. Și cam asta este... Cam asta este efectul, de fapt, de soft focus. Veți vedea imaginea inițială, imaginea de după. Bine, ați putea să faceți un pic mai puțin blurry, să zicem un 8 la Gaussian Blur. Asta depinde de fotografie, de culorile pe care le alegeți în fotografie și de fotografia pe care o alegeți, de altfel. Ok, ăsta a fost tutorialul de astăzi. Dacă vă interesează și alte tutoriale, nu uitați să vizitați canalul Photoshop.ro. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să primiți și tutorialele ce urmează. În general, cam un tutorial pe săptămână. Nu uitați să dați like, favorite, să dați share pe Facebook, pe Twitter și pe alte medii de socializare, pe MES. Să le spuneți celorlalți de acest canal. Dați embed. Nu lăsați comentarii în dedesubt dacă vă place, dacă... Doriți un anumit tutorial sau vreți să învățați ceva, lăsați dedesubt comentarii. Ne auzim la un tutorial pe photoshop.ro.com, mai nou și pe youtube.com/photoshop.ro. Eu sunt Cosmin, salut!